Ne bucurăm să vă vedem, să vă revedem de altfel la un nou eveniment organizat de revista BIS. Continuăm alături de Ovidiu Sever Seceleanu, Head of B2B AM Division Samsung, cu o temă de actualitate, mereu a spune, soluții inovatoare Samsung pentru companii. Bun venit! Mulțumesc frumos! Mă numesc Ovidiu Seceleanu, reprezint un departament de produse și soluții pentru companii. Din cadrul diviziei MX, vine de la Mobile Experience, Samsung în regiunea România și Bulgaria. Pentru că este un eveniment de inovație și fiind partea unui departament business-to-business, m-am gândit pentru asta să vă prezint două soluții pe care noi le considerăm inovatoare. Și uh, a treia temă ar fi o provocare către companiile care dezvoltă software pentru dispozitive mobile, pentru că Samsung are o divizie globală de cercetare-dezvoltare. Uh, lângă noi, aici în România, cele mai apropiate sunt centrele din Polonia și din uh, Marea Britanie. Sunt uh, departamente care vă ajută, îi ajută pe cei care vor să scrie aplicații de business pentru dispozitive mobile pentru a integra mai bine funcționalități de business cu specificații intime ale dispozitivelor mobile. Ce, este, ce înseamnă produsele dedicate B2B? O să spuneți, păi spune, nu sunt tot produsele acelea pe care le vedem în magazine și pe care le promovează partenerii noștri? Da, o parte sunt acelea, dar mai avem și alte dispozitive, avem dispozitive rigidizate. Multă lume nu știe că Samsung are un portofoliu de dispozitive rigidizate, telefoane și tablete. Aflate la a patra generație, sunt dispozitive mature. Pentru clienți am creat gama de produse Enterprise Edition. O parte sunt din portofoliul de consumer, începând de la fold, flip, continuând cu flagship-urile S22, S23, A53, A33 și ne oprim acolo pentru că în general acestea sunt dispozitivele care sunt folosite de companii în scopuri de business. Mă refer la, la telefoane care nu sunt folosite doar să, să vorbești la ele ci telefoane pe care sunt instalate uh, aplicații de business și care, pe care sunt instalate aplicații și uh, feature de securitate cu ajutorul unor platforme de management și securitatea acestora. Uh, avem apoi un ecosistem de parteneri de soluții software, o să regăsiți acolo nume mari cu Microsoft. Știți foarte bine că de bine sunt integrate produsele noastre cu, cu Windows 10. Astăzi o să vă prezint o integrare cu Microsoft, atunci când Microsoft au lansat funcționalitatea Walkie Talkie din Microsoft Teams. Noi am, împreună am dezvoltat o funcționalitate, dispozitivele noastre rigidizate au câteva butoane suplimentare, unul din ele poate fi alocat funcției de walkie-talkie. Este un element de productivitate foarte important, pentru că altfel ar trebui să deschizi telefonul, bași parola, cauți fereastra cu walkie-talkie și apăsai pe butonul de pe ecran. Așa cu această integrare cu Microsoft, doar apăs butonul lateral alocat funcției de walkie-talkie și vorbesc în echipa în care sunt alocate. Mai uh, avem un ecosistem de parteneri de accesorii hardware care ne ajută să punem dispozitivele rigidizate în context. Adică avem nevoie de un suport, e un motostivuitor, e o mașină de poliție, avem nevoie de un suport pe cadrul scaunului. Poate e o mașină de curierat, avem nevoie de un suport pentru tabletă, poate o, angajatul lasă tableta în mașină, avem nevoie poate să o securizăm sau nu. Sunt scenarii de scanare, da pot scana cu telefonul folosind camera telefonului pentru că noi am lansat o aplicație de scanare numită Nox Capture, nu mai aveți nevoie să cărați un scanner suplimentar, scanați cu același telefon, codurile de bare. Dar poate angajatul nu vrea să scaneze cum e telefonul așa, poate vrea să-l pună pe mână, poate vrea să-l țină orizontal, e nevoie de diverse accesorii de tip pistol, de manșete, butoane, inele în general accesorii foarte utile, încărcătoare de, de baterii, încărcătoare de, de telefoane folosind pinii Pogo Pin. Și în ultimul rând, partenerilor care vor să asimileze tehnologiile noastre Nox pentru securitatea și managementul device-urilor mobile, le recomandăm a, Academia noastră SBI, Samsung Business Academy, în care pe care o puteți accesa fie ca parteneri, fie ca dezvoltator de aplicații mobile. Uh, mai era un slide aici, la disport. Mai era un slide de tranziție. Mă rog, vorbeam de dispozitivele Enterprise Edition, v-am spus că sunt o gamă uh, relativ limitată, S22, S23, mai jos A53, A33 și gama de telefoane și tablete rigidizate. Ce înseamnă Enterprise Edition? Ce aducem noi în plus acestor dispozitive? Sunt trei elemente. Primul, vă oferim 5 ani suport pentru pecerile de securitate de la data lansării telefonului. Al doilea parametru, aceste dispozitive sunt disponibile 2 ani de la data lansării, pentru că ați văzut, durata de viață a unui dispozitiv în magazin e cam un an. Lansăm cam o dată pe an, facem refresh la gama de produse, iar la cele entry level, să zic cele mai de jos, probabil 3 sau maxim 6 luni de zile. Angajamentul nostru către dumneavoastră este că atunci când alegeți un dispozitiv Enterprise Edition, va fi disponibil 2 ani. O să întrebați de ce 2 ani. Nu știu, poate am ales un dispozitiv A52, mai avea 3 luni de durată de viață, am făcut testele în zona asta de enterprise, de business, trebuie să testăm dispozitivele înainte. Ne merg aplicațiile de business. Nu alegeți din prima cel mai ieftin telefon. S-ar putea să nu vă meargă cele trei aplicații. S-ar putea să se miște încet. S-ar putea ca angajatul pe care îl trimiteți pe teren să vadă starea arborilor dintr-un parc să nu poată folosi aplicația, că e prea lent device. -ul. Trebuie să-l alegem, să-l testăm și apoi îl achiziționăm. Până a terminat ciclul ăsta, când să le comandăm, descoperim că au apărut alt model de telefon. O luăm de la început cu ciclul de, de testare. Deci ăsta e motivul pentru care le oferim cel puțin, le oferim pe o perioadă de 2 ani de la data lansării. Și al treilea element, vă spuneam, componenta foarte importantă în zona de business este vă oferim suita Nox Suite, deci este o licență pe un an de zile, care conține mai multe componente foarte utile pentru înrolarea, managementul și securitatea dispozitivelor mobile. Ce numim înrolare? Vorbeam de companii startup, se vorbește foarte mult, cum, cum managem dispozitivele mobile? Noi vă oferim posibilitatea de a face managementul acestora fără să le atingeți. Deci echipa de IT nu vede telefoanele mobile. Telefoanele mobile pleacă de la magazie către utilizatorul final, direct. Cei de la IT înrolează dispozitivele pe bază de e-mail în platformele noastre de management și acolo hotărăsc profilele telefonului. Ce trebuie să facă acel telefon? E un telefon pentru un angajat de retail logistică. Se instalează numai aplicațiile care sunt necesare pentru acel job, se, împin, se deschid VPN-urile, se instalează certificatele, se face politica de securitate. În momentul în care angajatul deschide telefonul primit nou de la magazie și se conectează la internet, acel telefon într-un termen de, nu știu, câteva minute, șapte-opt minute durează la cea mai complexă configurație, el se transformă dintr-un dintr telefon de raft într-un telefon dedicat de business care face ce am hotărât noi să facă, securizat. Uh, aș mai menționa două componente importante din acest pachet Nox Suite. Unul din ele este FOTA, are un nume așa mai ciudat, înseamnă vine de la Enterprise Firme Over the Air. Oferă posibilitatea celor de la IT să, să controleze peciurile de securitate, dar și update-urile de Android. Acest produs e gândit pentru a evita două scenarii. Avem un client, de exemplu, care a luat numai această componentă din, toată, din tot produsul nostru de software pentru a fi conform cu regulamentul GDPR. Primul scenariu este, apare un patch nou de securitate, care este foarte important, pentru că cineva folosind acea vulnerabilitate ar putea, ar putea o exploata și nu știu, ar putea exfiltra date sau să fure niște date importante de, clienți sau rețete ale companiei. Cei de la IT hotărăsc. Tu ca utilizator poți zici, nu am timp, nu instalez patch-ul ăsta, ce asta, nu mă pricep. Dar cei de la IT pot spune, băi, e foarte important, îl instalăm acum. Și în momentul în care ei iau decizia asta, pe toată flota de dispozitive are loc acest update de patch de securitate. Indiferent că îi deranjăm sau nu. Trebuie făcut acum. Dar vine un update de Android. Aveam Android 12, aveam câteva aplicații de business scrise de niște parteneri de-ai noștri, funcționau foarte bine, dar n-am făcut să le testăm pe Android 13. Bine, utilizatorul, a apărut Android 13, l-am actualizat. Nu mai merg aplicațiile de business. Deci aceste două situații trebuie să le evităm. Practic, înainte de a face un update major de, de Android, testăm aplicațiile de business și apoi facem un update când vrem noi, la 1 noaptea, fără să deranjăm utilizatorii în activitatea de zi cu zi. Și mai o componentă importantă, se cheamă Nox Asset Intelligence, cu ajutorul căreia putem, prin, doar vizualizând, vizualizând niște portaluri web, Putem vedea starea dispozitivelor, locația lor, starea bateriilor, duratele în care, modul în care este descărcată bateria, felul în care, procentul în care fiecare în aplicațiile instalate pe dispozitivele mobile consumă din baterie, conectivitatea cu infrastructura wireless la existentă. Vă spuneam de dispozitivele rigidizate. Avem o gamă de telefoane și tablete rigidizate. Ce înseamnă un dispozitiv rigidizat? Da, sunt puternice, rezistente, pot fi folosite pe praf, pe apă, pe ploaie, pot fi folosite cu mănuși destul de groase. Dar care sunt parametrii? Ce definește un dispozitiv rigidizat? În primul rând, rezistența la praf și apă. E numitul IP68. IP înseamnă Ingress Protection. Apoi, că e rezistent, că funcționează la altitudini, la temperaturi extreme. Poate fi scăpat pe jos. Este un standard militar, MSTD 810 g sau H. Ce mai trebuie să facă un dispozitiv rigidizat? Să aibă așa numiți pogopin, pentru că sunt dispozitive care se încarcă des, sunt folosite destul de intens de utilizatori și pentru a nu chinui foarte tare conectorul type -C, USB Type-C. Vă spuneam mai devreme de ecosistemul nostru de parteneri care oferă o gamă destul de variată de accesorii de încărcare folosind acest pogopin. Fie încărcare telefoane, fie încărcare baterii. Ce mai trebuie să aibă un dispozitiv rigidizat? Să se poată schimba bateria. Sunt un angajat de retail, treaba mea e să scanez niște coduri de bare, să actualizez prețuri toată ziua. Mi se ternă bateria, nu pot să spun, nu mai lucrez. Se ternă bateria, schimb bateria, când îți continui treaba. Mai mult decât atât, putem schimba bateria fără să oprim telefonul. Păgăm cablul de încărcare, scoatem bateria, punem bateria nouă și ne continuăm activitatea, nu trebuie să-l restartăm. Uh, vă, vă spuneam de cele două scenarii pe care vreau să le vi le propun. Unul este, propunerea mea este că pentru anumite categorii de angajați, angajați mobil sau frontline, cum, cum se mai numesc în ziua de azi, așa îi numim și în cadrul alianței Samsung-Microsoft, uh, anumitor angajați putem să le oferim doar un singur telefon sau doar o tabletă, depinde de, fără să mai aibă nevoie de un laptop sau desktop. Atunci o să spuneți, doamne, dar ce face angajatul? Poate din când în când are de făcut un Excel, are de pregătit o prezentare, poate trebuie să se uite la niște date mai complexe. Pentru aceasta vă sugerăm, pentru acest gen de angajați mobil, vă sugerăm să alegeți dispozitive cu tehnologia DEX. DEX vine de la Desktop Experience. Practic o tabletă sau un telefon se poate conecta la un monitor sau la orice alt ecran de proiecție. O tastatură mouse și un mouse pot conecta pe Bluetooth și practic angajatul poate să lucreze pe acest dispozitiv, conectându-se la ecran, tastatură și mouse, să lucreze productiv, ca de pe un desktop și laptop, fără să mai fie nevoie să îi mai luați un desktop sau un laptop. A doua propunere, vă spuneam că așa se cheamă, frontline workers, sau cum s-au numit în pandemie, oamenii din, din linia întâi. Sunt în mai multe domenii, în mai multe domenii, retail, logistică, transport, sănătate. Al doilea scenariu pe care vi-l propun este acela de a putea tehnologiile prezente astăzi, funcționalități ale lui Samsung, softuri de Samsung, dar și soluția ale partenerilor noștri, permit consolidarea unor dispozitive tradiționale într-un singur device. De exemplu, ați văzut, angajați de retail au un folosesc un DECT ca să vorbească, mai au un dispozitiv Okitoki, mai care cu ei un scanner, mai folosesc din când în când și câte un device de POS ca să încaseze o plată. Noi împreună cu Microsoft, vă spuneam inițial, am dezvoltat funcția de walkie -talkie. Deci doar instalez Teams, activez funcția Okitoki, talkie nu trebuie să mai car un device walkie -talkie. Ce fac cu scannerul de coduri de bare? Acesta este un studiu care arată că Clienții care luau tradițional dispozitive rigidizate, pe lângă prețul și rezistența acestora, în al treilea rând erau interesați de posibilitatea ca acel device să poată fi folosit și pentru scana de coduri de bare. Un client acum o săptămână spunea că aude foarte mult timp scanner de coduri de bare pe care se poate instala certificat. Și când am spus că avem un soft de coduri de bare care rulează pe telefoanele noastre, le-a luat la testat și sper să le folosească în infrastructura lui. Uh, în general, modulele de scanat coduri de bare sunt niște SDK-uri pe care trebuie să le implementați în aplicația respectivă mobilă. Samsung, prin soluția noastră Samsung Knox Capture, este o aplicație de sine stătătoare. O instalați din Google Play, bine mersi, pe telefon și, uh, și o folosiți. Uh, un element de noutate este faptul că soluția noastră nu poate scana bine, cod cu cod, dar dacă, nu știu, 10 coduri sunt disponibile pe un palet, le poate scana pe toate 10 odată am spus de butoanele suplimentare care sunt disponibile pe dispozitivele noastre rigidizate, pot fi alocate funcției de walkie sau funcției de scanare pentru a crește productivitatea angajaților. Slide-ul ăsta e greșit. În următoarele slide-uri sunt niște studii de caz din domeniile transport-logistică, în domeniul bancar, asigurări, se folosesc destul de mult soluții de... În loc să chem clienții la ghișeu, îi oferi unui angajat mobil o tabletă cu care se duce să întâlnește cu clienții sau dacă clientul trebuie să vină la bancă cu aceeași tabletă fără să mai aibă nevoie de laptop, desktop, o poate folosi pentru a-i arăta un contract sau pentru a semna un contract. În final, aș vrea să vă reamintesc cele două soluții pe care vi le-am propus. Consolidarea mai multor device-uri într-un singur device Samsung, deci avem scanner de coduri de bare, avem ochii inclusiv aplicația de mobile POS poate fi instalată pe device-urile noastre și în al doilea rând să evaluați că pentru anumiți lucrători mobili nu este nevoie să luați mai multe device -uri. unul singur poate fi suficient pentru că avem tehnologia DEX cu care putem lucra productiv ca pe un desktop și laptop. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție!